Decoruri romantice, preparate culinare speciale pentru îndrăgostiți, un pahar cu vin roșu, cocktailuri multicolore și senzații tari cu o baie la ciubăr la câteva grade sub zero. Toate acestea, dar și un decor de poveste, au găsit îndrăgostiții care au ajuns în băile herculane de ziua iubirii. Hotelierii au venit cu tot felul de oferte pentru a celebra iubirea, iar în unele resorturi acestea sunt valabile toată luna februarie. Să facem ceva mai inedit, să ieșim din situația asta de confort care ne-a ținut mult în casă datorită problemelor de pandemie și am zis să ieșim dacă tot ne permite legea și... Na. Pandemia nu oprește dragostea din nu oprește, normal că nu oprește. Cum vă simțiți aici? Foarte frumos, sperăm că tot sejurul o să fie frumos și până în momentul de față, da, tot este perfect. Convins că pandemia nu poate învinge dragostea, acest domn și-a adus iubita la băile herculane pentru un sejur romantic. Tânăra a recunoscut că se aștepta la surprize deosebite. Am ajuns aseară și am avut ocazia să mergem deja la piscină, să vedem ciubărul, la jacuzzi. Suntem foarte încântați. Câteva seri în doi, așa. Da, o să rămânem, noi am venit aseară, o să rămânem până duminică seara și în seara asta mai așteptăm niște prieteni care o să vină și ei. Mai vine încă un cuplu de la Cluj și să sperăm că o să fie în continuare la fel de frumos cel puțin. Pentru cei care au vrut să încerce senzații tari, i-a așteptat ciubărul cu apă încălzită la 40 de grade, așezat într-un decor hibernal la câteva grade sub zero. Înainte sau după baie au putut încerca un cocktail în culorile curcubeului. Un cocktail special pentru weekendul îndrăgostiților. Este un cocktail în culorile curcubeului, care să aducă primăvara în sufletele oaspeților care ne vor veni weekendul acesta. Avem un ciubăr cu apă încălzită, aproximativ 40 de grade, și toate persoanele care vin weekendul ăsta aici de Valentine's Day, de ziua îndrăgostiților, vor beneficia de câte o baie aici în ciubărul ăsta, cu apă caldă, cum v-am zis mai devreme, în acest peisaj mirific. Avem și zăpadă zilele astea. Oamenii vor sta practic în frig, dar în apă caldă. Am pregătit pe lângă programe de artistice cu muzică live, avem și preparate culinare special concepute pentru acest weekend, dedicate tuturor îndrăgostiților, cocktailuri și băuturi pregătite special pentru oaspeții noștri și foarte multă relaxare. Într-un alt hotel, decorul iubirii te întâmpină încă de la intrare. O cupă cu șampanie sau un pahar cu vin roșu, servite la masă sau în cameră, sunt surprize pe care îndrăgostiții și le pot face și de dragobetele românesc. În această situație, pentru noi, toată luna februarie este dedicată iubirii, astfel că până la sfârșitul lunii, toate weekendurile sunt dedicate îndrăgostiților. Așa că în fiecare sâmbătă, la noi pot găsi o atmosferă romantică, un meniu dedicat special unui astfel de eveniment, o muzică potrivită, un varte de corzi, pot opta pentru mici elemente romantice în cameră, o sticlă de vin sau fructe sau orice alte mici surprize doresc să-și facă unii altora. Iar pentru cei care vor un moment de relaxare aparte în doi, pot beneficia și de un revigorant masaj de cuplu.